Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Bogdan Papa Costea și astăzi vorbim despre șocul educației. E un titlu șocant, nu? Dar așa este educația sau așa ar trebui să fie, întotdeauna șocant, adică întotdeauna trebuie să te scoată din niște obișnuințe, să te aducă undeva mai sus, să spunem. Șocul educației, o nouă perspectivă asupra dezvoltării copiilor, apărută la Paralela 45, în colecția de cărți practice. O colecție foarte reușită, zic eu, la această editură. Volumul este scris de doi autori de care probabil n-ați auzit, Paul Bronson și Ashley Merriman. Șocul educației vine și prezintă un gen de abordare diferită a educației copiilor, a psihologiei copiilor. Ne spune de la bun început că relația noastră cu copiii în privința educației este o relație deraiată. De ce? Pentru că ne bazăm prea mult pe instincte, prea mult pe informații primite după ureche și greșim atunci când ne educăm într-un fel aparte, în felul nostru, copiii. Sunt date foarte multe exemple aici și probabil că dacă ați citit volumul, v-ați lămuri acolo unde greșiți. De altfel, dacă vi se pare că nu greșiți, mai gândiți-vă odată. Gândiți-vă de două ori. Imaginați-vă ce se întâmplă cu acești copii drăguți și inteligenți care intră în malaxorul școlii la clasa 1-a și ies de acolo, să spunem, la clasa 8-a, analfabeți, după ce ați băgat în ei atât de mult efort, atât de multă școală. Ce se întâmplă pe drum? Ce se întâmplă cu educația? Cu educația din partea părinților și din partea profesorilor? De ce copiii atât de deschiși și de curioși în primele zile devin niște opaci, ca să nu spun altfel, refuză orice formă de educație și devin realmente analfabeți? Ce se întâmplă pe drum? Ce se întâmplă cu educația lor? Ei bine, niște posibile răspunsuri se află în acest volum, Șocul educației. Puteți afla câte ceva aici, de exemplu, despre copiii foarte dotați, despre copiii supradotați, a căror inteligență depășește media, care dau bine la teste și care totuși în momentul în care sunt puși la treabă nu se descurcă, pentru că nu au încredere în ei sau pentru că încrederea în ei le-a fost construită greșit prin laude, de multe ori nu nemeritate, dar prost plasate. Un copil căruia îi se spune în permanență, ești deștept, ești în regulă, ești foarte deștept, ești prea deștept, în momentul în care va fi pus să-și probeze deșteptăciunea și va vedea că e dificil, va renunța să mai facă treaba asta. Iată deci un fel de a-ți crește copilul care îl blochează. E doar un exemplu pe care îl aduce această carte, o carte importantă, pentru că e un subiect foarte dureros. Ne plângem că avem o problemă cu educația în general, dar educația în general începe, spun autorii, în familie, cu mama și cu tata. Dacă mama și tata sunt needucați și sunt vai de ei, dacă mama și tata n-au pus mâna pe o carte din cea mai fragedă copilărie, dacă mama și tata înghit cu linguroiul de la televizor numai mizerie, copiilor în niciun caz nu vor putea să fie cine știe ce lorzi educați, pentru că e firesc să fie așa. Ce naște din pisică, mănâncă șoareci. Iată un proverb care spune tot adevărul. Cu alte cuvinte, părinții care sunt ei înșiși niște brute pe interior nu vor putea să aibă mari așteptări de la copiilor care, oricât de mult s-ar strădui școala, nu va reuși să-i scoată din aceeași stare de brutalitate, de lipsă de finisare interioară. Asta spune această carte. E nevoie de un șoc al educației, este nevoie ca părinții, în primul rând, să fie conștienți de ce li se întâmplă lor înșile, pentru a le putea transmite și copiilor ceva autentic. După aceea însă vine și rolul școlii. Bine, ce se povestește în cartea asta este uimitor. Se pun aici niște probleme care în școala românească se vor pune poate peste 50-60 de ani, 100 de ani. Sunt niște probleme și niște chestionări atât de avansate, încât te umflă râsul când le citești, pentru că îți dai seama că asta nu se va putea întâmpla niciodată într-o școală generală din Constanța sau pe undeva prin România. Abordarea este atât de rafinată, atât de personalizată, încât atunci când îți aduci aminte cum se face școală la noi cu calupul în bloc, în masă, cu 30, cu 50 de copii odată, cu 1000 de copii odată într-o generație, îți dai seama că noi suntem foarte departe de toate aceste probleme. Dar e bine să știm că există aceste probleme și e bine să știm că există abordări altfel ale acestor probleme. Șocul educației, o nouă perspectivă asupra dezvoltării copiilor. Pentru noi, o nouă perspectivă asupra subdezvoltării copiilor. Ce bine ar fi să avem și noi copii care se dezvoltă normal, care au un mediu în care se pot dezvolta normal. Frumoșii, geniali copii când sunt mici și triștii, anxioșii, terminații adulți care devin după o vreme. De ce se întâmplă așa? Păi, e destul de simplu. Mama și tata, doamna învățătoare, doamna dirigintă și ceilalți profesori, apoi și facultatea, totul pare să concure, pare să fie o
conspirație, a prostiei, a imbecilității, pentru a-i transforma pe acești copii minunați în niște, ce să mai spunem, adulții care devenim. Bun, șocul educației, o nouă perspectivă asupra dezvoltării copiilor, apărută la Paralela 45 în colecția de cărți practice. Sunt Bogdan Papacostea, citiți că nu vă face rău, puneți mâna pe carte că e în regulă, nu frige, nu mușcă, pe data viitoare la o nouă emisiune.